Bună seara, bine v-am regăsit din nou, suntem la jumătatea cantonamentului, nu? Jumătatea săptămânii de tenis. Pe Alex l-am înlocuit, are urgență că mai avem o serie de invitați și nu știm exact când. Se joacă pe central și tocmai de asta intrăm așa. O să intru direct în pâine, o salut pe Luminița din nou. Ești invitata noastră specială, mulțumim pentru prezență. Și invitatele surpriză de astăzi, nu? Elena și Alexandra, campioanele de anul trecut, bine ați venit! Mulțumim, bine v-am găsit! Mulțumim că sunteți cu noi! Cum e turneul anul ăsta în postură de campioane? Data trecută ați câștigat din poziție de wildcard, nu? Da, am primit un wildcard datorită Alinei Tecșor, eu cu ea am vorbit și țin minte că m-a întrebat cu cine vreau să joc o româncă, evident, și întâmplător vorbisem cu Emma și oricum eu că am doream să joc și am primit wildcard-ul, nu ne așteptam. Eu după ce am câștigat turneul mi-am spus, băi, ați avut wildcard și zic, dar nici nu mi-am dat seama, dar a fost... Deci așa s-a format echipa? Așa, da. Aveam impresia că jucați de mult, am văzut un meci anul trecut. Am mai jucat turneu, dar de mult, adică nu s-au nimerit să fim la același turneu, dar de fiecare dată când am jucat bine împreună. Da. Deci tu n-ai fost întrebată. Și asta cum vine cu wildcard-ul? Vorbești cu Alina Tecșor? Cum se dau wildcard-urile pe tablou? Nu știu cum se dau. Întâmplător a fost primul meu wildcard care l-am primit de când joc tenis și a fost cu noroc. Da, deci m-am bucurat foarte mult. Da, eu am mai primit wildcard-ul și am pierdut în primul tur, deci la tine a fost bine. Bravo. Deci, noroc cu unele, da, de acolo e. Altfel, Alina Tecșor vă amintea chiar aseară că a fost în platou ca jucătoare care, în mod normal, ați fi mult mai sus în clasament. Da. Nu știu exact, ați avut accidentări sau care e problema? Știu că erați la un moment dat mult mai sus. Mm. Eu am fost mai sus la simplu, am avut foarte multe accidentări, să zic așa. Am început cu o ruptură la abdomen și de acolo a pornit totul. Am continuat să joc așa și evident nu mi-a făcut bine. După asta au început alte accidentări, tot felul, în diferite părți ale corpului. Am continuat să joc așa, nu eram pregătită fizic, la un moment dat pierdusem foarte multă încredere, pierdeam meciuri, era tot mai greu, evident, toate jucătoarele bine pregătite, na. Și așa am căzut foarte mult în clasament, până în momentul în care m-am hotărât să-mi iau o pauză, să-mi refac corpul și recuperare și apoi, evident, pregătire fizică și... Acum am început ușor să joc din nou, turnee mai mici și mă refac. Greșesc, la începutul lui 2014 erai la poarta locului 50? Da, 59. Și pauza când ai luat-o, Alexandra? În iarna trecută, în noiembrie, din noiembrie n-am mai putut să joc, am început cu niște dureri foarte mari de spate și m-am oprit. Da. Și am stat în jur de 5-6 luni. Deci am început în martie să joc turnee. Elena, cum? Da, eu am avut anul trecut o operație la genunchi și n-am jucat 6 luni de zile concursuri. După aceea am revenit ușor și am jucat un pic mai mult dublu în ultima perioadă. De fapt, am ales să joc mai mult turneele mai mari, ca să joc dublu, să fac puncte la dublu și în același timp să prind și calificările la simplu. Și cam asta a fost... A fost așa, sunt ok, am intrat în primele 100 la dublu, am reușit să joc Grand Slam-urile pe tablou principal anul ăsta pentru prima dată și a fost un lucru foarte bun. Și acum o să vedem în continuare cum o să fie, sper să nu mai am așa accidentări și să pot să joc în continuare. Și noi, mai ales că știm pe propria piele că e dificil. Luminița, aveai ceva pregătit cu dificultățile pe... Te rog, am uitat că Alex e... Se vorbește foarte mult despre ce înseamnă să ajungi într-un anumit zona clasamentului, dar și ce înseamnă să te menții acolo. Din punctul vostru de vedere, care ar fi principalele dificultăți sau principalele probleme de care te lovești ca să ajungi și apoi ca să te menții undeva?
Păi, în primul rând, ca să ajungi, a zice eu că sunt, în primul rând, blocaje mentale, în primul rând. Pentru că diferența la joc, dacă vă uitați așa, nu este. Sunt foarte multe jucătoare care joacă foarte bine la antrenament și bat jucătoare de prima 100 sau de prima 50 la antrenament. Dar ele fiind clasate poate 400-500, pentru că atunci când intră efectiv în meci, nu au încrederea necesară și nu-și dau libertatea să joace în modul în care joacă la antrenament. Și atunci... Na, și atunci, apoi ajungi acolo, să zic că ajungi în primele 50 și apar punctele pe care ai nevoie să le aperi din anul anterior. Și dacă ai făcut o finală la un turneu și te duci, zic, aoleo, trebuie să-mi apăr punctele, că altfel scad pe clasament și e tot timpul această presiune, care câteodată poate devine prea mult și atunci cedezi și ajungi să pierzi la turneul respectiv în primul tur și așa îți scad punctele și... Asta ar fi părerea mea, că ar fi... primele, cele mai importante, să zic, dificultăți în a ajunge acolo și în a te menține. Mm-hmm. Și tu, Alexandra, de multul de vedere? Cam același punct de vedere, doar că, după părerea mea, e mai greu să urci decât să te menții. Mm-hmm. Când ajungi acolo, sunt alte turnee, câștigi mult mai ușor puncte, treci de un tur, câștigi mult mai multe puncte decât la un turneu din acesta mic, unde, evident, joci turnee mici. Încerci să urci ca să poți să intri la cele mari și tot așa, este un continuu, da, deci cel mai mult contează fizicul, psihicul, normal, încrederea și jocul vine, deci meciuri, dacă joci meciuri cât mai multe reușești să-ți faci jocul tău. Cred că într-un final, scuze, te-am întrerupt. Cred că cel mai, dacă ar fi să zic ușor, poate nu ușor, poate cel mai plăcut mod în care să și urci, să te și menții, e cu cât te gândești mai puțin la lucrul ăsta, cu atât mai mult se întâmplă. Adică cu cât te gândești mai mult că, aoleo, că și noi acum, dacă aș sta să mă gândesc că, aoleo, să ne apărăm punctele de anul trecut, că am câștigat, probabil l-aș juca foarte încordată și am ajunge să fim un pic frustrate, probabil, și așa am pierde meciuri. Așa zic eu din experiența mea și cred că cu cât te gândești mai puțin că ai de apărat un titlu sau că ai de ajuns la un clasament sau că pierzi clasament, cu atât joci mai bine și probabil ai surprize. Dar poți să faci asta? Să nu te gândești? E greu, dar asta încercăm asta să trebuie, facem, nu? Să ne concentrăm pe ce avem de făcut, antrenamente, program și atât. Că cum deviem un pic din asta, e greu. Unde credeți voi că ar mai fi spațiu pentru progres? Ieri a fost Andreea invitată aici în emisiune și a vorbea din punctul ei de vedere că ar trebui să lucreze mai mult la fizic și că interesează serviciul. La pregătire fizică. La pregătirea fizică, dar și la serviciu. Voi cam pe ce vă concentrați? Eu consider că pregătirea fizică este cea mai importantă. Am simțit-o pe propria piele. Din punctul ăsta de vedere, dacă nu eram... Nu, greșesc. Deci nu am fost suficient de bine pregătită fizică și din cauza asta m-am accidentat. Și din cauza accidentărilor nu mi-am făcut pregătirea fizică, am pierdut 2 ani de zile cu antrenament, n-am făcut pregătirea fizică de iarnă, care cred eu că este cea mai importantă pentru tot anul ca să poți să joci. Și da, pregătirea fizică pentru mine este cea mai importantă. Da, și eu cred că pregătirea fizică e importantă pentru că atunci îți minimizezi, mă rog, scad șansele să te accidentezi și cred că asta e foarte important. În același timp trebuie să nu cădem în extrema cealaltă, în a face prea multă pregătire fizică. Pentru că la mine, în principal, operația a apărut pentru că am supra-solicitat și am făcut mult prea mult antrenament și prea multă pregătire fizică și atunci genunchiul a cedat. Și de asta e un pic să știi cum să ții un echilibru și să muncești, dar să muncești oarecum inteligent ca să nu apară accidente. Da, din punct de vedere tehnic, sunt lucruri pe care doriți să vi le adăugați în joc și la care vă pregătiți în mod special? Eu cred că fiecare jucătoare are o natura ei, o esență ei. Da. Unele sunt atacante, altele sunt mai defensive, altele sunt mai jucătoare complete și așa mai departe. Dar toată lumea vrea să fie cât mai bun, vrea să fie cât mai complet, să fie acolo. Da. Și apare, știi, ideea asta între a nu-ți pierde esența ta de jucătoare, natura ta, în același timp îți dorești să fii mai bun și mai complet. Cum se împacă lucrurile astea? Eu cred că din punct de vedere tehnic, cred că am ajuns deja la o vârstă în care am învățat tot ce am avut de învățat ca tehnic. Și apoi e vorba doar de cum simți tu să joci în teren.
De exemplu, nu știu, poate să vină un antrenor să-ți spună mie, de exemplu, că tu ești înaltă, trebuie să lovești mingea tare, cât poți de tare, fiecare minge și așa. Poate eu nu simt asta, poate eu vreau să fiu un pic mai creativă, să mai joc și un slice, să mai pun și o scurtă și atunci oarecum poate ne batem un pic cap în cap. Cred că cel mai important e să joci cum te simți tu cel mai bine și să te asculți un pic pe tine și să faci ce simți tu că e cel mai bine și mai puțin. Important să găsești cum e cel mai bine pentru da. Tine. Bine, în primul rând, da, să găsești, dar din ce am învățat eu și din ce am simțit eu pe mine și cred că asta e cel mai important. Da, știu că nu există rețete aici și tocmai vă întreb personal cum ați făcut. Ne întreba un cititor ieri, în anii de formare, cum e mai bine, dacă ar fi să alegi o prioritate, să insiști pe punctele slabe, să le ameliorezi, sau să insiști pe punctele tari, cum sunt unii jucători la serviciu, sau un forehand foarte, foarte tare, și să treci mai apoi la... Ați avut de ales chestia asta? Ați insistat la început mai mult pe una sau alta? Eu cred că în fiecare zi avem de ales, pentru că se întâmplă... Niciodată nu poți să joci la fel. Nici o zi nu e la fel, nici un meci nu e la fel, nici antrenament nu e la fel și poate azi sau mâine nu simți serviciu sau dreapta sau orice altă lovitură, să zicem. Și fără să nu ai de ales, te axezi pe ea să, Înțeleg, okay, o faci. Neapărat că nu merge tot timpul sau că e mai slabă decât cealaltă. Pur și simplu apar tot felul de chestii din acestea pe care trebuie să le pregătești. Da, Elena? Da, eu cred că să insiști pe punctele forte ar fi mai sănătos, din punctul meu de vedere. Însă, fiind copil, când ești mic, nu prea poți să alegi pentru tine lucrul ăsta. Trebuie să faci oarecum ce spune antrenorul. Și atunci e mai mult în mâna antrenorului decizia asta decât a jucătorului sau a părintelui sau așa mai departe. Da, noi cred că alegem inconștient, căutăm să lovim cu lovitura mai puternică tot timpul, nu? Adică asta fără să ne dăm seama, o exersăm mai mereu sau, pe asta. Cum spuneam, când este o zi mai proastă într-un meci și simți că nu-ți merge ceva, evident cauți să joci cu o altă lovitură care te simți mai sigur. Vorbeam în zilele trecute cu celelalte jucătoare care au fost aici despre cum își amintesc despre anumite momente sau anumite meciuri importante, dacă au o memorie din aceasta filmică, așa, sau doar senzații. Aici o să zic o mică anecdotă, o mică paranteză. Eram la o conferință de presă a lui Federer, la un turneul campionilor și un ziarist l-a întrebat, zice, știi, era în 2012, știi, în 2003 ai câștigat turneul campionilor, se juca la Houston și n-ai pierdut niciun set. Și îmi spune, nu, am pierdut cu siguranță un set pentru că știu că pe Agassi l-am bătut 7-6 în decisiv, deci trebuie să fi pierdut un set. Și apoi a dezvoltat, a vorbit foarte mult despre lucrurile pe care și le amintește și eu am rămas uimită de ce memorie putea să aibă. Și apoi am mai citit ceva despre Nadal, care își amintea, nu din meciul lui, ci dintr-un meci al lui Murray, pe care urma să-l întâlnească în turul următor și spunea în setul 2 la 4-3, a avut o minge acolo la fileu și a aflat nu știu cum și a rămas uimită. Ok, meciurile tale le ții minte, dar și pe ale altora. La voi cum se întâmplă? Țineți minte la fel de bine? Eu da, mi-amintesc, mai ales meciurile grele, meciurile în care am suferit, am stat ore întregi pe teren și, nu știu, pe călduri, tot fel de puncte pe care, evident, doar noi putem să ne le amintim și altcineva. Da, eu mi-amintesc. Da, și eu la fel. E, da, pare oarecum amuzant, dar fiind acolo și trăind momentul ăla și însemnând ceva pentru tine, cred că nu ai cum să nu îți amintești și legat de meciurile celorlalți, îmi amintesc și de meciurile celorlalți. Dacă, nu știu, dacă am un prieten care joacă sau o prietenă sau de cineva care îmi pasă și mă uit, atunci cu siguranță îmi amintesc puncte, eu știu, mai spectaculoase sau... Uite, de exemplu, eu îmi amintesc perfect și acum un meci când am jucat cu Simona Halep și la chiar la un turneu de 100.000 acum câțiva ani aici în București. Eu mi-amintesc meciul ăla. Și mi-amintesc că ai avut 2000 de meci, nu? Exact, și am avut. Vedeți, și mi-amintesc. 45 pe serveam și nu știu ce s-a întâmplat în momentul ăla, că am servit din mână și am dat dublă după aia.
Și evident a fost o dezbatere după chestia asta că na, am pierdut meciul de acolo pentru că doar pentru că am servit din mână și am jurat de atunci nu mai servit din mână nici în glumă la antrenament. Da. Nu, spun asta pentru că am întâlnit jucători care nu mai țin aminte că au jucat cu cineva, deci nu-i mai zic de meci sau secvențe din meci sau momente din meci. Așa se poate întâmpla. Se poate întâmpla, se poate întâmpla așa, așa, așa. Da. Aș vrea să profit de ocazie, cititorii ne atrăgeau atenția ieri că nu întrebăm destul despre cum au început jucătorii tenisul, despre anii pierduți ai adolescenței, despre eventuale sacrificii, dar... Nu știu, cum ați început, la ce vârstă și când v-ați dat seama, mai ales, că alegeți tenisul ca profesie? Te asculte, mă. Acum o lași pe mine prima. Păi, eu am început la 7 ani să joc și am început pentru că i-am văzut pe părinții mei jucând așa de plăcere și mi-a plăcut cum arăta și am zis, vreau și eu să joc. Asta aveam cam 4 ani atunci. Și tata mi-a zis, hai să mai crești un pic și te ducem. Și am tot bătut la casă, mă duc la tenis și m-au dus la tenis într-un final. Mama tot vrea să fac ceva, să nu stau în fața blocului, să fac un sport sau ceva, o activitate. Și mie mi-a plăcut tenisul și după aceea am început să... Adică eram așa bunicică, am câștigat, știu, naționalele de 10 ani. Și atunci când am câștigat naționalele de 10 ani, părinții mei au zis că, ok, merită încercat să vedem cum ar fi marea performanță și de atunci am fost așa pe drumul ăsta. Ca sacrificii au fost, eu am plecat acasă de la 13 ani și am stat la Constanța 2 ani jumate, după aia am venit în București așa singură și poate unii le văd ca sacrificii, dar pentru mine în momentul ăla a fost mai mult ca o libertate, vreau să zic, chiar dacă eram mică și aveam 13 ani. Era într-adevăr dor de casă, dar a fost ca o libertate pentru mine și a fost un lucru care mi-a făcut plăcere să-l fac și nu am simțit, nu mi-a fost rău din cauza asta sau nu am suferit, ca să zic. Da. Și la fel și restul, adică toate au fost alegeri, n-au fost că trebuie să faci asta sau așa și atunci nu sunt grele, ca să zic, nu sunt sacrificii, cum le văd unii. Alexandra. Eu am început de foarte mititică tenisul. Pe mine m-au dus ai mei la prima ieșire din spital, direct pe terenul de tenis. Am început în forță, să zic așa, serios, da. Tata a jucat tenis foarte mult, îi plăcea foarte mult, îi place și acum, e înnebunit. Datorită lui sunt unde sunt acum și unde am ajuns. Faptul că a stat zilnic lângă mine, deci practic a renunțat la tot. Servici, tot. Incredibil. Și a venit zilnic, era nelipsit. Dimineața până seara stăteam pe teren de la 4 ani. Asta, bineînțeles, după ieșirea din Da, băteam în casă, la perete, spărgeam tot. Ce era pe acolo, mama venea acasă, vedea, zicea, aoleo, iar tata le ascundea, le băga pe sub canapea, pe acolo să nu le vadă, iar a spart lustra, iar nu știu ce. Vecinii la fel, bă, nu mai bateți la perete, totuși că vrem și ne dormim. Da, și pe vremea aceea nu existau săle așa multe sau dacă erau doar în, la liceul meu, nu, la școală generală sau liceu sau așa, acolo, dar era foarte greu, costa destul de mult să joci, nu mai țin minte. Da. Și știu că mă ducea... Aici, la BNR, băteam la peretele ăsta, venea și dădea zăpada la o parte, nu exagerez, și băteam de dimineață până seara. Deci am niște amintiri care, au contat enorm în ce am făcut. Deci, de asta sfătuiesc orice copil care începe să joace tenis să bate la perete, pentru că ajută foarte mult. Eu și acum mai bat la perete. Da. Și îmi place, pe bune! Da. Mi se pare mai... Ritm. Da, și parcă stă așa în lumea mea, că nu mai depind de partenerilor de antrenament sau așa, și parcă intru în lumea mea și chiar da, e ok. Deci noi când vorbim poetic de anii pierduți ai adolescenței, cumva suntem pe lângă subiect. Pasiunea, nu? Când munca e pasiune și nu e servitute, bănuiesc că te duce oricum pe terenul de tenis. Da. Și... Da, eu cred că nimeni n-ar trebui să facă ceva forțat, pentru că nu mi se pare sănătos. Și atâta timp cât faci... sunt foarte mulți jucători de tenis care au fost forțați de părinți să joace tenis și la
Și după ce au crescut și și-au dat seama ce vor, zic așa, 17, 18, 19, 20 de ani, au renunțat. Cum și era Agassi, care zicea că nu-i place tenisul. Da, povestea lui, normal. Da. Scris atât de bine a fost. Cartea e genială, da. Ne întrebau pe niște cartonașe cititorii, voi de ce n-ați făcut perechea de dublu și în continuare, după ce se... Nu păreți foarte, foarte puternici. Nu ne-am nimerit. E în funcție de turnee. E greu să te axezi, să zici, jucăm dublu, mergem la turneul ăla și ăla, eu poate nu intru la simplu, ea poate nu intru la simplu, poate vrea să joace calificări să intru la simplu, eu la fel, eram alt clasament, acum alt clasament. Da. E greu, de asta zic. Da, noi am mai fost înscrise să jucăm challenger-ul de la Mamaia împreună anul trecut și Alex a făcut-o întors atunci și a trebuit să ne retragem. Da. Și plănuiam să mai jucăm, apoi... Ea n-a mai jucat o perioadă, am jucat turnee diferite și nu s-au legat, așa ca să zic. Că știu că foarte multă lume se întreabă de ce nu joacă româncele între ele sau de ce exact, nu există o echipă solidă. Tocmai din motivul ăsta, că una vrea, de exemplu, vreau să mă la turneul respectiv și poate sunt obosită și nu vreau să joc și dublu, vreau să joc doar simplu. Și, na. Și atunci eu care vreau să joc mai mult dublu, atunci... Nu, da. E ok pentru mine și atunci trebuie să găsesc altă variantă și tot așa. Nu. Viața în circuit, când ieși din prima sută, e foarte dură? Adică aveți am înțeles că sunt o groază și o groază de cheltuieli cu echipa, mai ales dacă ați avut ghinion cu accidentările? Pentru mine a fost foarte greu, a fost un șoc. Deci... Cred că mă trezeam noaptea și mă întrebam, Doamne, ce se întâmplă, pur și simplu, din somn. A fost foarte greu, nu realizam ce se întâmplă, cum am ajuns, cum s-a întâmplat, pentru că jucam bine, aveam un joc bun și am făcut rezultate destul de bune. Și m-am trezit într-o dată de pe 59, pe 300, așa, dintr-un foc și eram și accidentată, nu aveam nici antrenor, nu mai aveam nimic. Și știam cât de greu a fost și că neavând nici bani să merg la turneu, am avut și un noroc eu ca să pot să joc altfel. Am avut o perioadă în care m-am lăsat un an de zile de tenis, neavând posibilitate să joc turnee. Jucam doar turneele din țară de 10 miuri și cu ele chiar nu ai cum să mergi, pentru că la un moment dat mă întreba ceva, dacă ești bun, poți să joci, te duci, câștigi un 10.000, cu banii aia te duci la aia serios, pe ce faci de câștigi pe tati? Cam greu, da. Și la 10.000 ăla sunt costuri. Chiar dacă ești la tine în țară, ok, poate când ești în București, da, stai acasă și așa, dacă te duci la Cluj sau nu știu unde, trebuie să plătești hotel, trebuie să plătești masă, da. și pe ale antrenorului și pe ale părintelui sau cine mai vine. Și oarecum ești la zero dacă ești norocos. Sau dacă îl câștigi, poate să rămân un pic acolo. Da. Da, deci de asta acum, dacă vor fi tot mai multe concursuri în țară, cum am înțeles că își propun administratorii tenisului, ar fi... Bine, dacă sunt de 10.000, pe unii nu-i ajută cu nimic. Când îmi povestea acum, îmi închipuiam ok, dar tot turneu e, tot trebuie să stai o săptămână acolo și încep de luni celălalt turneu. În regulă, câte poți face? Am avut un lucru bun care s-ar putea întâmpla peste un an sau doi și acela că ITF-ul, Federația Internațională, să ofere ospitalitate, cazare și masă pentru turneele de 10.000, de 25.000, cum se întâmplă la turneele de la băieți. Și atunci, nemai având aceste costuri, ar fi un mare ajutor pentru noi și pentru cei tineri care vor să crească. Și în ce stadiu e programul? Nu știu, eu am primit un mail la începutul anului în care spunea ceva de 2016 spre... Se pare că au făcut deja două turnee sau ceva genul la începutul anului. 25.000 plus hospitalizare. Da? Da, știu. N-am știut. Probabil o să iau ușor, probabil, ușor. Da. O să facă câteva, după aia și mai multe, dar oricum asta e o veste bună, zic eu. Da, și eu am trecut rapid peste Wimbledon-ul tău. Cum a fost? am tot vrut să revin la subiect, da, acum... Da. Da, a fost frumos. Eu nu mai fusesem acolo de la junior din 2008 și foarte multe lucruri s-au schimbat și în club și așa mi s-a părut mult mai frumos. Și a fost frumos să joc cu Simona. Chiar când ne încălzeam pentru meci, ne-am amintit că am mai jucat odată împreună dublu de mult la Roland Garros la juniori.
și ne-am amintit așa cu nostalgie și a fost frumos, am avut un meci destul de greu. Fetele contra care am jucat au fost numărul 1, câștigătoare de Grand Slam și cel puțin Sieh, cea din Taipei, a jucat incredibil meciul ăla. Dar a fost un meci frumos, ne-am simțit bine și Simona a lucrat la lucrurile care vrea să lucreze, să facă puțin servici vole și, și eu la fel. Și chiar a fost o atmosferă frumoasă. Uh-huh. A fost frumos. Înainte ai jucat însă și la Roland Garros la dublu, nu? Da, cu da. Vladimira Uflirova. Da, uh-huh. Da. Ea a fost ultimul ei turneu pe uh-huh. care l-a jucat pentru că a intrat la turneu cu Protected Ranking, adică da, ea nu mai joacă de ceva timp. Da, nu mai joacă. Comentează. Și, comentează. Și a fost ultima ei posibilitate să-și folosească acest clasament protejat pe care l-avea. Și eu mă cunoșteam cu ea de la echipe din Germania și eram prietene și am zis, eu aveam nevoie de cineva să intru cu clasament bun. Și ea avea nevoie să ajute gen pe cineva și s-a nimerit la fix și a fost bine. Am mers în același avion, să știi, l-a dus spre Paris. Da? Dar erai mereu în fața mea și la check-in și la urcare în avion, erai cu 10-15 persoane în fața mea și n-am, n-am reușit să ne vedem. Acum o să mi-amintesc figura și eu, clar. Să știu. Pentru că vorbeam de Roland Garros, cred că multă lume te întreabă acum de acea finală din 2008, mai des decât, decât altă dată. Poți să vorbești puțin despre ce înseamnă sau ce a însemnat pentru tine trecerea de la juniori la seniori și cum s-au petrecut lucrurile ce te privește? Da, e cred că o trecere destul de dificilă pentru că fiind junior ești oarecum un copil și toată lumea are așteptări de la tine să confirmi și la seniori. Și atunci apare o presiune în plus, oarecum ți-o pui și tu pe tine. Și na, te duci la turnee de 10.000, de 25.000 și te-ai aștepta, eu știu, să le câștigi, fiind la numărul nu știu cât la junior, eu știu, primii din lume la juniori. Te aștepți să câștigi un turneu de 10.000, de 25.000 și atunci când vezi că nu se întâmplă chestia asta, devii un pic foarte stresat și frustrat și zici, de ce? Și oarecum apare o presiune din asta foarte mare pe care ți-o pui pe tine. Na, cred că mai contează și posibilitățile financiare pe care le ai și să-ți permiți, eu știu, să te duci la toate turneele la care vrei să te duci. Sunt multe jucătoare care au fost cu mine în generație și care au ajuns foarte sus, cum e Simona sau mai sunt alte exemple, dar sunt și altele care tot așa erau primele 10 junioare în lume și după 2 ani s-au lăsat de tenis. Și acum nici nu mai au treabă cu tenisul, sau, adică e o linie foarte fină, zic eu, în... Acolo și acolo, da. Cred că cel mai important e să ai încredere în tine și să nu ai așa așteptări foarte mari din prima și că văd așa și juniorele care apam acum și oarecum mă regăsesc în ele și le văd pe ele cum sunt și zic că uite așa eram și eu și... Da, nu știu. Eu cred că e foarte important să joci turneele de junior. Eu nu am jucat, cred că am jucat 2 turnee maxim și cred că le-am jucat în țară, nici nu știu dacă erau de junior sau nu erau. Erau ITF-uri din acelea. Pentru că, pentru mine, nejucând aceste turnee de junior, cum ar fi și în special Grand Slam-urile, așa, am ajuns, din VTA am ajuns direct la Grand Slam-uri, la senior, la senioare și m-am trezit acolo și parcă era altă lume. Și ziceam, Doamne, deci n-a fost ok și am avut nevoie de o perioadă de timp foarte îndelungată să mă obișnuiesc cu jucătoarele, să le văd. Pe când mă gândesc eu, când e junioară, crești cu ele și le vezi și ești obișnuită și nu ți se mai pare o chestie. De asta zic că pentru mine a fost un wow, știi, și am avut nevoie de ani să mă obișnuiesc și acum, după ce m-am obișnuit... Din păcate... Da, cred că fiind junior trăiești wow ăla ca atunci. Junior și atunci când crești nu mai ești așa șocat. Noi când eram la junior și îl vedeam pe Nadal trecând pe lângă sau pe șurafă, eram, nu se poate și ni se muiau picioarele și așa. Acum nu prea, ești acolo cu ei, nu mai simți la fel. Da. Și probabil e, cu cât ai mai devreme impactul ăsta, probabil cu atât mai bine că poți să-i dai drumul mai târziu, să nu-l mai ții cu tine și să te afecteze. Noi am mai insistat pe o temă în emisiune până acum cu toți specialiștii, jucători sau membrii din conducerea tenisului. Întrebam dacă acum pentru voi e mai simplu să creșteți pentru că sunt foarte multe
fete din România clar. Bune. E mai simplu, într-adevăr? Nu că e mai simplu. Nu poți zici că e mai simplu, dar este mai... te trage în sus, adică fără să vrei, îți vine să te antrenezi mai mult, spus, da. să te uiți în stânga, te uiți în dreapta, vezi ce rezultate sunt și îți dă o motivație foarte, foarte bună. Da. Da. A fost o discuție foarte faină, mi se șoptește că trebuie să ieșim curând. O să închidem cu întrebarea noastră sau a mea. La dublu în redacție aici s-a pariat deja pe voi. Aole, fără să pariem. Uite cum vine presiune. Presiune, voi ați zis că există. Sunteți câștigătoare de anul trecut. La simplu, pe cine vedeți mai în formă dintre fetele noastre? Dintre fetele noastre? Da. Păi încă nici nu știm. Sorana cu Andreea se bat acolo pe central. Încă se mai bat? Zor. Păi nu știu. Încă Așa. Se mai bat. Deci, cred că... toate au ajuns la un nivel foarte ridicat și sunt într-o formă bună și Sorana o văd că a avut o perioadă destul de proastă, da. Și e mult mai ok. Acum nu știu să zic. Cred că ar fi frumos în primul rând să câștige tot românca, da, și anul ăsta, zic eu. Da. Chiar m-am bucurat anul trecut că am câștigat noi la dublu, așa neașteptat, și a câștigat și Simona la simplu și a fost oarecum, având primul an turneul ăsta, a fost oarecum o confirmare că, uite, da, îl merităm, știi? Și a fost, pentru mine cel puțin a fost un sentiment. Chiar glumeam anul trecut cu, nu știu, cu vreo 4 zile înainte să termine concursul, acum ar fi să câștige Simona la dublu și noi, la simplu și noi la dublu și noi era așa, ca un vis, nu credeam